Ce urmează să vedeți în următoarea treia episoade este o nebunie de traseu. Facem traseul celor trei trecători, în 20 de zile parcurgem 200 de km și acumulăm o altitudine de 8500 de metri. Atingem un vârf de 5555, dormim în cabană cu geamuri crăpate, îngheață apa în cameră, trebuie să dormim cu apa în sacii de dormit. Ajungem la Everest Base Camp, aflați de ce e bine să mergi cu mânuși la baie. Mi se rup o cancie, îi repar, se rup din nou, îi repar, se rup din nou, îi arunc. Va fi o nebunie de traseu și niște episoade superbe. Sper să vă placă! Asta era momentul în care noi trebuia să zicem ceva interesant și funny, dar e 6 dimineața, zi la 5:30, să plecăm spre Nepal. Everest, venim! S-a făcut salama, nu tu claxoane, nu tu 7 benzi, nu știu, e parcă totul prea normal. Nu tu gunoaie, e terapie. Multe chestii contrafăcute. Am mai primat să închirem ultimele chestii, bețe, mănuși și saci de dormit. Georgiana și-a luat proteinele. Deci ne închiriem chestiile de pe aici. E un timp care îi cer ce bea și se aduce cele sute la etaj. Ne-a luat bețele dintr-o cutie aici, l-a pus la grămadă. Apară sunt mănușile. Bine, mai sunt și aici alte chestii. Închiriem ceva chestii foarte profesionale și ei ni s-au părut de încredere. Așa că luăm saci de dormit, nimic important. Găsim lucruri originale, deloc contrafăcut. Tipul ăsta pare foarte de încredere și așa că o să ne dea lucruri de care avem nevoie. Și pare de încredere mai ales că uite câți bani are, adică e clar că e căutat. La câți bani are mână, n-aș putea spune că e mână largă. N-am vrut să ne dea discount. Ne zvim în mașină, e 1:30. Hai, te plângi oară, tu te-ai trezit de vreme. Da. Spune că te-ai trezit. Bye. Da, și acum mergem spre Rameceap. Și iar de acolo decolăm către Lucla. O altă loc unde se face check-in-ul. Se pune totul pe cântare la asta. Am trecut de securitate. Aici pentru că nu au X-ray, totul se face de mână. Și asta corporală, dar și scanarea bagajelor. Pe 6 dimineața e puțin friguț și e multă ceață. Aterizăm pe cel mai periculos aeroport din lume. Dintre toate zborurile, cred că ăsta e singurul la care am un pic de teamă. Mai și despre accidente aviatice la Lucla. N-auzi? Hai că toată lumea a dormit în sala de așteptare. Ai și soarele, nu mai e. Stă neapărat după programul de zbor de la ora 6 dimineața, când e ca un fel de coadă, știi? Primul venit, primul servit și dacă noi am fost printre primii, acum zburăm printre primii. De altfel, dacă vremea nu era bună, reveneam mâine și tot așa. Vin piloții la avion. Cred că au avut o sală de așteptare undeva în partea stângă acolo. Pe lângă vaci, pe lângă capre. Și ne rugăm la zei hinduși, la Buddha, la Dumnezeu, la toată lumea. Eu filmez pentru că nu știu sigur dacă are și cutie neagră avionul ăsta. Pista este înclinată pentru că aterizarea și declară să fie mai rapidă. Am supraviețuit aterizării pe cel mai periculos aeroport din lume. De ce e cel mai periculos? Pentru că e pista foarte scurtă, are doar 500 de metri, e la 2800 de metri altitudine și vremea nu e mai niciodată bună. E foarte schimbătoare și atunci piloții, pentru că nu au GPS, se folosesc doar de control manual și radio. Și este foarte complicat pentru ei să nimerească pista, pentru că pista începe fix din buza unei voi, adică ea n-ai. Începe undeva de la o vale de acolo și când se termină,
se termină în munte. Și de cel mai face periculos este că de obicei la majoritatea aeroporturilor ei, dacă nu se potrivesc bine, se ridică și mai încearcă încă o dată. E, aici nu există posibilitatea asta. Și odată ce te-ai băgat, trebuie să aterizezi. Pista e foarte scurtă. Azi mergem în direcția aia, sunt la 2800, mergem la 4-5 ore și ajungem la 2600. Coborăm puțin, astăzi ți-a sub puțin mai ușor. Ultima oară când mai vedem puțin mai multă civilizație, vedem condiții. Hai. Așa ne cară mâncarea, da? Și apa, jos pălăria. Apleacă-te mă pentru ei. Așa. Aici stau. Avem camera de lux. A, ce bine. Georgiana a obosit? N-am obosit, doar mă doare spatele un pic. Încă ne obișnim cu luxacii? Nu m-am obișnit. Sunt noi. Avem și vedere frumoasă. Mamă, dar ce bine să stăpa asta, e super. Cred și eu, îți dai seama că după ce, că după ce mergi ceva vreme, orice pat e comod. Hai să mergem să mâncăm, să mai vrei să stai puțin. Nu, merge. Vreau să scap de chestia asta odată. Asta are câte kilograme? 10. Stai așa. Restaurantul de Michelin. Ia uite, două stele Michelin, foarte mișto. E simpatic. Ne punem aici la încărcat. Spaghetti nepalitane sau pene nepalitane? Sau napolitane? Mâncarea arată bine. Ne-am luat totuși puțin carne, căci că în primele zile mâncarea e bună, carnea e bună. 1200, cam 10 dolari. Mama asta mă enervează și mama la plecat-o pe munte. Scoate chestiile, bagă chestiile, scoate chestiile, bagă chestiile în fiecare seară. S-a mai animat atmosfera acum seara, după ce ne-am trezit. Bagă și la sobă, cred că se face o ciorbă sau un ceai. Am pornit. A fost puțin cam friguța seara, 5 grade. Acum nu știu, se simt cam 10. Dar imediat ce vine soarele, ne încălzim și o să trecem la tricou. Azi avem cam 8 ore de traseu. Urcăm de la 2600 la 3400. High camp, they cannot carry more than 30. Below high camp and below base camp, they should carry easily. Okay. One person can carry more than 60 above. Somebody can carry 90 kgs also. 90 kg? Yeah. Wow. I was carry 90 kg also to base camp, Everest base camp. Oh, in the worst case scenario, if we get tired, you can carry us, right? Yeah. So Georgie has like 50 kilograms plus the backpack. So it will be 65. You won't have a problem with that, no? No problem. If you carry under 30 kilograms, it's around 2,000 rupees. This, if I can carry around 45 kgs. Yes. Around 3,000, and so for 90 kilograms it was 10,000 rupees per day. Yeah. The pandemic. Yeah. Situation totally close that kind of job. Only as a guide, or you are also sometimes a porter? No, I'm sometimes porter also. Okay. Am fost un iubit foarte generos și nu doar că mi-am împart viața cu ea, am împart și răceala. Ia vede ce grădină frumos. Au de toate, din asta mâncăm noi de seara. Porumb, domnici. Da.
Suntem la unul dintre entry point-uri. Suntem la intrarea din Sagarmartha. Prețul este undeva la 100.000 de rupii, ce înseamnă undeva 80 de dolari. Puteam să filmăm și aici cu drone, dar prețul este undeva la 1.500 de dolari și înainte mi-am dat seama că filmările din drone nu sunt atât de frumoase. Așa că o să filmăm doar cu telefonul. Asta e cel mai demoralizant. Coborâm, întotdeauna ce am urcat abrupt și știm că iarăși trebuie să urcăm. Am vrea ceva așa, dacă se poate, doar cu linie drept sau doar urcat, fără să mai cobor din ce am urcat. Macaroni cu roșii și brânză și iar tu ai cartofi. Amestecați. Suntem la peste 3200. Sincer, mă așteptam să nu găsim copaci, doar gen vegetație asta stufăriși, dar de care am dat pe la 1500, maxim 2000. Curios până unde. Continuăm. Am avut vreo 500 metri de urcat brusc și acum teoretic urcăm, dar măcar nu mai atât de brusc. E 1:30, ajungem pe la 3 la hotel, ne odihnim, luăm cina pe la 5-6, mai stăm o oră, două de vorbă și apoi ne culcăm pe la 9. La 6 e trezirea. Avem aici alt punct de control. Mă luăm o mică pauză. Georgiana undeva la umbră în partea aia. Uite că vine și ea. Am vrut să stau la soare să mă usuc de transpirație. Cum te simți? Obo? Hai că mai avem o oră. Se vede orașul, satul. Am ajuns să n-am ce bazar. Aici o să noptăm. Când crezi că va fi ultimul duș pe care o să luăm? Aici sau mai sus? Ultimul oraș așa mai mare, se și vede ca o fântână. Restaurant arată de gust. Pare că avem și vedere. Avem și o mică sobă în casă, ne se face frig. La vedere frumoasă. Vedem camera. Iarăși e curat, iarăși e frumos, bă, ce... Avem noroc, mă, de camere. Hai să vedem. Aaa, și cu vedere frumos. Păi și private bathroom. Wow. Ce vorbești? This is luxury. Tell me, do we have also hot shower? Do we have also hot shower? Nah, this is deluxe. Iar prețurile nu sunt atât de mari, sunt undeva la 5 dolari. Deci dacă mănânci două persoane, 10 dolari. Hai și masa și cazarea asigurată. Și mi se pare foarte fair, foarte, foarte fair. Mai ales acum când avem și luxul ăsta. Chiar o fi apă caldă? Aș putea să visez la așa ceva? Se încălzește? Avem apă caldă. Ne luptăm cu doi nepalezi și un nou zelandez. Toată lumea e pe cărți. Până ne vine mâncarea, ne mai jucăm niște cărți. Ne-a venit aici steak de yak. Yak, adică yaka, yak. Gata, ne-am trezit iarăși, la 7 dimineața. Doar că acum trebuie să mutăm tot ce avem nevoie din rucsacul mare, rucsacul mic. Iar mâine iarăși trebuie să mutăm din ăsta mic una la mare, să pregătim bagaje. Nu. Ne-am luat dimineața asta banana pancake. Iar ghidul nostru are pâine tibetană. Seara când ajungem pe traseu mă simt oribil. Mă întreb ce căutăm noi. Dimineața sunt așa din nou, proastă. Avem traseu de vreo 3 ore. E ceva light. Să ne revenim după traseul de ieri. Hai că am început bine. Doamne, ce mă-s frumos.
Our destination is Kalapathar, Everest Base Camp, Renjula Pass, Komala Pass, and Chola Pass. Mm-hmm. Oamenii Sherpa au făcut rugăciuni peste tot. Este scris în Sherpa, limbajul Sherpalor. Mâine mergem partea dreaptă. Iar acum avem zaseu scurt. Ne mergem către Kumjung Kunde. Zasele nu prea sunt marcate, dar poate că e bătută. La cât de multă lume e, te iei după șerpași, după alții și n-ai cum să te rătăcești. Primul stat jos. Faza e că când ne trezim dimineață, ne punem 2-3 straturi, că e friguț. Dar acum de soare imediat aproape că ajungem la Țicou. Sunt la 3700, avem încă 200 de metri de urcat. Acolo e vârful Kunde, are 6300 și ceva. Hai, înapoi la treabă. Hai poți? Ce face la 3775 de metri? Unii studiază. Un centru de făcut artă de reciclat. Fac artă din gunoaie. Did you had people that said, okay, I want to quit? Yeah? Ia zi, păi, o să fim unul dintre aia? Would you say doing this trek, it's more of a mental condition or a physical condition? Physical condition and mental condition same. If you are physical condition, it's better, easily work. If you are mentally strong, condition, good sleep. Okay. If you cannot sleep well in the night time, definitely you have a problem of altitude sickness. Do you recommend alcohol? One beer at least. That's definitely I will recommend after coming back. La întoarcere o să beau și o bere. Am voie? Hai. Ceasul de 5 ore și ar trebui să ajungem undeva acolo, în satul ăsta. Am văzut Everest prima dată. Everestul este ăla de acolo. Uite-l. Cred că la fiecare 10 minute e câte un elicopter care trece deasupra noastră. A fost înainte hotelul la cea mai mare altitudine din lume, dar acum nu mai e. Probabil s-a construit altceva prin Dubai. Asta înainte a fost un hotel de lux, construit de japonezi. Dar în timp a devenit doar un hotel normal, a fost donat nepalezilor. Un hotel normal, dar cu prețuri mai ridicate. Ia uite ce restaurant am. Am și pian. Iubi, aici trebuia să venim. Reverestul e acolo. Cum sunt? 6 grade, 7 grade și 50 de higrometri, ăștia, nu știu ce sunt. După ghiozdanul ăla de 10 kg, următorul cel mai nașpa lucru e apa care e rece, ca gheața și frig. Frig, frate, frig. Am început să la obi dimineața, acum e 10 și cu toate că sunt 6 grade, la soare e chiar plăcut. Acum ne punem la un ceai și ne uităm la Everest. Am fost gârcă, ne-am vrut să stăm la hotel acolo să cumpărăm ceaiul. De aia ne-am cumpărat termos. Ceai la Everest, ce vorbești? Sunt la 3900. Dacă la nivelul mării sunt 21% procente de oxigen, aici avem 12.8. Nu simțim deocamdată niciun efect. Poate că obosim mai repede atunci când urcăm brusc. Dar suntem ok, fără efecte adverse. Why do they have big gardens? Do they do agriculture over there? Just for grasses. Yaks. Yaks. Domestic animals.
Am ajuns la o mănăstire. Iar peste tot sunt chestiile astea rotative. Numai le învârte. Asta e noroc. Nu văd dacă Yeti există. Acolo sunt mai multe vârfuri de 6700, 6300, 6100. Nu se pot urca asta pe de faptul că sunt în sacri. Cineva are nevoie de șosete curate. Ce faci? Spăl șosete și kilos, ce să fac? Te doar mâinile? Se vrea tu să fii aici. Lasă, îmi spăl și eu când o să am nevoie. Puse miroasa a fum de țară, așa de lemne, plăcut. Ne-am pus la un ceai. Mai edităm puțin următorul episod. Și ne uităm la priveliște. Fac. A început ziua 4. Uite ce am realizat. Shit. Mergem la noi să ți le coasă? Ori le coasem, ori cumpărăm alții. Uite un șal de la început. Bă, acum dar nu i-am văzut până acum. Bine că abia i-am prins la începutul zilei. Hai să mi coasă. Let's go back. Hai înapoi. Asta ne apară și borsete și bocanci. E bun la toate. Îi dă cu lipici. Oare cola aia e de fapt cola deschidratată, știi? Ați făcut să repede toate părțile. Nu știu și cum de nu i-am observat. Uite, bagă asta direct pe interior. Nu-i face ca noi. Mă mai ținem cu 11 ani ăștia. Acum pleacă și drona, o lăsăm la fratele ghidului. Am mai scăpat de un kilogram. Și am trimis-o pe Georgiana să se asigure. E de jur împrejur. E făcut super profi. Mă ține ăștia, cred că mă duc sus pe vârf puiul. Mă duc sus pe vârf, nu mă mai opresc la base camp, zic. Noi? Sunt ca noi? Chiar mai bun ca noi. Cred că sunt, mi-a făcut upgrade la ei. Nici nu cred că mai trebuie să mă plâng că e greu rucsacul, că din astea. Ăștia te poartă singuri. Oră jumătate mai târziu, ne pornim din nou la drum. Hai că mai iau și eu pauză. Doar noi. Uite, 21 de ore. Dacă ne grăbim, mărim pas, ajungem într-o zi. Avem o dilemă. Toaleta de aici este indiană sau turcească? Fiecare zice diferit. Sau nepaleză. E, dar ne-a oprit la prânz. Cu priveliște. Mă optic, acum tot ce am coborât trebuie să urcăm. Ai blocat șaseul. Am ajuns în sat. După 5 ore. Hotel Teang Bocet Orătic. Ar fi 3846, dar dacă noi urcăm un etaj, 3850. A? Cine doarme mai sus în seara asta? Nu, și al doilea etaj, nu. E ca, mamă, ce cald din cameră. Curat.
suficient. Azi am urcat de la 3200 la 3850. Mi se pare că eu cel puțin m-am obișnuit cu rucsacul, mă bătea foarte tare în a doua zi. Nu ți-a părut mai ușor decât în a doua zi? Ba da, da, tot e greu. Aici ne costă 300 de rupii să ne încărcăm telefoanele. Iar George a venit cu ideea. Așa, așa. Mâncăm internet pe pâine. Încărcăm și gata. Avem bani de ambele. Internetul are prioritate. Da. Mai ales acum dacă tu cauți stretching pentru spate. Mm-hmm. Mănăstirea asta este cea mai mare din regiunea Cumbu. Nu știu ce înseamnă regiunea Cumbu, dar... Păi da, mă, dar regiunea poate să... Păi asta era, regiunea e ca Transilvania sau e regiunea este ca București sau ca județul Covasna, de unde sunt? Și că București nu e regiune. Când te întreabă ceva din ce regiune ești, zici din București, nu zici din Muntenia. E, na, zici din Muntenia. E bine? E caldă? Ia uite-mă, ce condiții! Să aduc rosa pe caldă, să te speli pe mâini, înainte de masă. Ne-am luat tocăniță de șerpa. Tocăniță șerpa. Și macaroane cu spaghete n-am mai prins. Cică ne-a dat saci de minus 20 de grade, da. Mă, adevărul e că nu sunt de minus 20, dar țin bine cald. Nu mai avem ca aseară baie privată. Mai pe cu... Aoleu. Eu nu cred că îmi dau cu apă înainte. Apa e rece ca gheața. Începem ziua 5. N-am avut o cățare super bună data asta, am avut termopane, ceea ce a făcut camera să fie călduroasă. N-am fost apă caldă și nici duș, dar... Da, măcar n-am trezit de dimineață cu abur, știi? Când respiri și ți iese abur în cameră, dimineața, nu știu, că nu ne s-a mai întâmplat. Dar până acum, în toate camerele de prin Everest, cam așa erau. Dimineața dârdeam de frig, aici nu a fost cazul. Dar am avut plăcintele cu mere și... Expreso, nu ne-am luat că nu eram în buget. Dar dacă vreți să veniți aici la 4000 de metri, să știți că aveți expreso și cafea Iri. Deci, boierii. Nu puteam eu fără tălpi, când ăsta poate înșlapi la 4000 de metri. What's with the flags and with the are there prayers or praying flag? It has one kind of meaning. This one. This one means sky. White. It's a below sky. It's like cloudy. Clouds. And then this is red. Red. Red means earth. Uh-huh. Earth. This one. This one is. Like green grass, forest. Education, like this one means below earth. Below earth, okay. Yeah. So according to Buddhism religion, this kind of colors are very important. At the during time of climbing, people use this kind of flags. Yeah. Always. So it's important. Yeah, they are everywhere. Yeah. Everywhere. It's
kind of stone is not praying. Uh-huh. Sometimes you use praying time, but not every time. Uh-huh. Only that one, the stupa. So the stupa is for praying, and this one is like maybe as a mantra or a woodword. What language do you speak, Akas? I speak Major Nepali. I speak Rai also, which is my mother tongue. More than 100 caste live in Nepal. They use more than 90 different languages. They have own culture. They have own originality. So they are all different? All different. We are Nepali. Uh-huh. Our nationality is Nepali. But our culture is not Nepali. Our culture is Kirati. Kirati is also one kind of religion. Uh-huh. It looks same Hindu, but not Hindu. Difference Hindu. You are a multicultural country. Even though you are under the same flag, you have a lot of caste. Toată discuția asta cu limbile a pornit de la ideea că acasă voia să învețe engleză. Și am zis, nicio problemă, stai că ți arăt eu o aplicație Duolingo, o înveți. Ce limbă vorbești? Rei. Și ce limbă e asta? Păi e una dintre multele limbi din Nepal. Aha. Mi se pare incredibil cum viața nu se oprește la o anumită altitudine la ei. Sunt la 4000 de metri și în continuare lumea își vede de treabă. Fac în continuare agricultură, cresc oi, cresc iaci, vaci. 4000 pare să fie altitudinea unde nu mai cresc copaci. De aici doar arbuști și vegetație joasă, nu știu, iarbă sau cum. Cum e zice la asta? Uite, păi, mai avem o oră până unde mâncăm. Da. Dacă în primele zile nu vedeam deloc Everestul, acum mergem doar cu perspectivă spre el și nu ne putem sătura. Sunt la 4040, deja se simte lipsa de oxigen. Nu am urcat mult, dar mi s-a tăiat răsuflarea. Macarane prăjite cu brânză și eu am pâine tibetană cu omlete cu legume. Nu se poate, domnule, așa ceva. Deci ne-au furat scovearga și au zis pâine tibetană. E pâine românească. E pâine românească, e a noastră de la Daș Primire. Așa au făcut și turcii, ne-au furat sarmalele. Nu se poate, domnule, ne-au furat ăștia peste tot. Pentru cei cârcotași care zic la ce se folosește teorema lui Pitagora sau alte teoreme din gimnaziu și liceu, e să știi că, uite, ne ajută. Avem 4 km jumate de mers, avem 300 de metri altitudine de urcat și nu știm la ce unghi o să avem înclinația. Uite, lasă, te ajută, știi? Uite cum se încălzește apa. Fără lemne, fără foc. Și că, datorită formei lui, Everestul și Matterhorn adună tot timpul nori, cumva, din cauza presiunii, se ridică umiditatea. Știți, Penet, că am uitat ce zicea. Mă și fumez altitudinea asta? Oh, da. Aia e că cea mai grea parte e când vezi destinația, că parcă ți se slezi toate puterile așa dintr-o dată, când vezi că mai puțin. În seara asta aici dormim. La 4400. Mâine ne ducem la baza lui Island Peak. Island Peak era la 6100 și ne ducem la baza lui care e la 5000. Iar apoi ne ducem pe un vârf la 5500. Asta mai la basic așa, e la Sarkerosen. Super! Geamuri simple, o să fie frig, o să ne călcăm pe noi. După ce s-a lăsat soarele, nici nu mai știi care e fum, care e ceață. Sunt supărat. Am ajuns în cameră, camera arăta ok. Doar că geamurile erau puțin crăpate, că nu sunt foarte bine izolate.
Și când i-am zis că am vrea să schimbăm locația, a zis că nu putem, că deja a vorbit și că a rezervat deja camera. Așa că stăm aici, o să tremurăm de frig. Și mai mulți bani pentru condiții mai puține, pentru că la alte hoteluri chiar arată bine. E bună mâncarea. Tu realizezi că noi stăm acum la un hotel în care doar ei sunt? Nu e de turiști. Că e localnic. Georgiana a cerut de cop la pum. Nu mai pot lasa. Dacă eu te-am coconit pe tine, eu să-l sun pe acasă, mă coconească el? E frig. Culmea e aici, cu tot frigul lor, am dormit mai bine decât în partea cealaltă. Vreau să fie mai frig de dimineață când am trăit când am venit. Da, și eu la fel. Hai să mai spui aici. Poate am fost o pretențios. Fost. Ai spus că vreau cu duș. Să-mi caut hotel de 500 la 5.000 de metri, mă interesează. Cine e pretențios acum? Vreau doar un duș, cer prea mult. E 7 dimineața. Avem un ceasul de 3 ore. Până pe la vreo 4700 cu ghiozdan în spate. Apoi continuăm ceasul cu încă 6 ore, dar fără rucsac în spate, doar cu un ghiozdanel în care ne ducem până la tabăra de bază a vârfului Island. Așa, au tuns pe Iacosa cu multul de noi, pe Jimmy, lăsăm coada de tunsă. Ce? Și era 4600 fac reciclare. E prioritate la urcare, nu la vaci. Dar ce, eu nu sunt bou? Câteodată? Aici la 4700 nu mai e vorba de sat. E vorba doar de două cabane. Și cam asta e tot. Dimi, cea, controlul calității geamurilor. E bună? Hai, nu vă mișto de mine, că acolo cred erau crăpate geamurile și intra. Nu doar geamurile, erau panourile de len, nici măcar nu erau lipite. Dacă și aici e crăpat geamul, și ce să-i zic? The current is pulling. 4700, ca să vedeți ce mâncăm. Avem ceaiuri, ciapati, adică pâine, toast, ouă, clătite, ce mai aici, paste, noodles, spaghete, steak, pizza, cartofi, sandwiches. În principiu toate au pasta, spaghetti și cartofi, că sunt bazate pe și orez și noodles, toate sunt bazate pe carbohidrați. Bineînțeles, că nici m-am uitat la preț și am văzut asta, mi-aș pe aia cel mai scump din meniu. Dacă mai aveau și niște brânză, era perfect. Și niște supe și ceva deserturi. Dar asta este un meniu serios, adică de obicei sunt o singură pagină sau maxim două. Ei, acasă ne ia comanda de fiecare dată. Și uite ce frumos scrie. Și la sfârșit plătim nota. De obicei cam asta se întâmplă și pe la cabane. Ne pune nota pe toată ziua sau pe ambele zile. Așa că ne-am luat aici cartofi prăjiți cu brânză rasă pe deasupra și două ouă. Și mai vine ceva, încă ne gândim. Vorbești, mă, ce vorbești. Pizza mea vegetală e decent. Ne-am încazat acolo. Aici avem un ceaseu de 6 ore, ușor dus întors, pentru că ducem la tabăra de bază a lui Island Peak, la 5.000 de metri. 5.000. De fapt, am urcat în Peru, dar am ajuns la 6.000. Primim 5.000 din excursia asta.
ajuns aproape de baza de la Olympic. Sus acolo e Loțe. E o medie așa mai deșertic. George în față. Încă avem energie. A fost culmea un țasăv ușurel. Cu toate că e lung ca distanță, n-a fost greu ca înclinați. Da. Vala asta este absolut superbă. Și am întrebat ghidul dacă are vreun nume și zice că nu. Așa că am botezat-o Valea lui George. Dacă ne-am putut da luna de pe cer, i-am dat o vale din Himalaya. Asta cred că mergea acum 10 ani când încă te curtam, nu? Încă erai mai naivă. Adevărul e că îmi și imaginez cum ar fi prima întâlnire. Vrei să cucerești o fată și spui: hai să duc până în Himalaya și acolo la o cazare ca aseară. Să-i zici: uite, vezi valea asta, ți-o dăruiesc, știi? Un duș, nu? Aș fi mai romantic cu un duș cald decât... Poți să mă spăl cu valea pe cap. Asta e tavăra de bază de la Island Peak. Sunt doar corturi normale și corturi de campanie. În bucătărie aici. Namaste. Aici pare că e restaurantul. Namaste, hai. How much preparation do you need, or what preparation do you need in order to climb Island Peak, which is I think that one? It's not highest mountain. Yeah. So no more preparation. One night sleep here. And then preparation 1 and 2 hours. It's a bit technical. Yeah, it's a technical climber. Ice axe. Yes. Crampons. And ropes, everything. If sometimes oxygen also need. Oxygen also. Akash, you are telling us that you slept for 3 months at Everest Base Camp? 4 years ago, before earthquake. Wow, intense. Intense. It was as a kitchen. In kitchen. Yeah. You cope with the temperature? I mean, it wasn't very cold in the night. Yeah. In the night time, yes, cold. But in the daytime, not feeling cold. Now, did you sleep with the winter jacket inside the sleeping bag? No. No? No. Only sleeping bag? Yeah. Yeah. We sleep like with jacket, sleeping bag and 2 blankets. And we were inside the room. A început un frigălău. Dacă l-a dus eram în tricou. Acum ne-am pus toate chestiile pe noi. Uite cum arată Loțe acum. Acoperit de nori. A început să cam pună nori peste tot. Kung fu. Cam și eu kung fu panda. Frigus puțin a sfârșit, dar foarte fain traseu. S-a lucidat un pic coborârea. Da? Nu am protejat. Dar nu mai plan de frig, deci voiam să ies odată din vântul ăla care mă stăca pe mine. Bătu soarele, ni s-a încălzit camera. Deci da. Nu vreau să cred că ne bucură prea tare de căldură din cameră. Azi e zi mai ușoară. Avem vreo 4 ore. Ne ducem pe Ciucungri, nu se vede vârful undeva în spate. Urcăm de la 4700 la 5500. Am prins de la altă o contractură rută la spate, așa că Georgi a făcut schimb de ghezane cu mine să mă protejeze. Dar noi trebuie să urcăm la vârful ăla. Pauza de ceai. Ce mai ce?
Vine, fata. Uite, urc. Tu ai doar în spatele? Da. Nu mă uitam în spatele. Ia să vede. Uite, așa o să urc. Ce ai de acolo? Da, nimic, așa îmi place mie să urc. Ta-da! Gazonaj roz. Am făcut un mic popas înainte să ajungem la Ciucungri 5550. Uite, acum chiar pare mai înalt decât ce se vedea jos. E că mai avem 15-20 minute până pe Ciucungri. Mâine avem cea mai grea zi din tot programul și am identificat că reparația n-a ținut foarte bine. Nici pe unul, nici pe altul. Pun cramponele pe Adidas și continuă așa. Hai. Mergem? Acum ora de geografie. Noi am venit de acolo, la Dimbocet, de la 4000. Acolo este un vârf de pe 6100. Cum? Tobuce. Salu ceva, 6400. Ne ducem aici, l-avem pe Cioiu, 8210. 8201, aia era diferența, aia 9 metri. Aici l-avem pe Pumori, pe la 7100. Aici marele Loțe, al patrulea la cel mai înalt vârf, la 8516. Ne ducem în dreapta. Ieri am văzut un pic, e undeva acolo. Iar în spate l-avem pe Macalo, al 5-lea cel mai înalt din lume, la 8486, dacă nu mă înșel. Iar aici avem prea bine cunoscuta valea lui Georgii și Amada Blam, care are 7000 și ceva. Iar noi am urcat pe Ciucungri la 5550 și am pornit de acolo, de la 4700. Gata, lecția de geografie s-a terminat. Avem cazare cu duș. Și m-a trimis pe mine primul să fac dușcică ca să încălzesc cabina. Arată decent. Nuțe de soare, sper să se încălzească mai repede. Ii, afară sunt doar 6 grade. Ce-am mai la căldurică pe plajă? Am pe aici să degeră. Ce-am de spălat în pucet. M-am dus jos la recepție să-i întreb dacă au cumva pastile de sub pentru că mă ustură gâtul. Și pe acolo era și un indian și mi-a zis: a, păi, dacă nu au nicio problemă, fă niște gargară cu apă cu sare. Mă, cine a inventat lacurile astea, Băbești? De unde au venit? De la Babe. Păi da, dar Babe indiene sau Babe românești? Care Babe? De unde? Vreau și eu să știu originea gargării apei cu sare. Cer multe? Eu cred că de fapt totul a venit de când sarea era super scumpă ca orice condiment și doar nobilii făceau chestia asta. Și cumva ca să devină ei așa mai aroganți, scuipau gargara cu apa cu sare ca să-i vadă, știi? Era ca și cum, dacă acum se aruncă cu bani, înainte se arunca cu apă cu gargara cu sare și atunci se scuipau. De acolo cred că vine originea. Care ți-a dus și mă copilul la 5000 de metri? Titele, pe care 4 sau 5 ani. Ah, ce vorbești. Thank you. Boierie. Drăguță așa atmosfera aici, la subiță, cu lume, ca la cabană. După aia ne duci în cameră și frig. Nu mai e drăguț. Aici nu se pice în cameră. E bine. Oricum nu e atât de frică al altieri. La aia cu geamuri crăpate. Ce face cu prima săptămână? Poaie pieile, mi s-au uscat mâinile, mi s-au umplat pațele. Vânt, frig. Mai avem două săptămâni. M-am văzut și oaiași pentru prima dată în oglindă. După o săptămână, m-am dat duș.
Și mâine, de fapt, e cea mai grea zi. Păi de-aia am pregătit sufletește. Acela este ampula cea. Georgiana prinde cu antenele alea antena 3-ul. Cum ești? Pentru că în cameră e mult prea frig ca să dormim. Am ieșit la soare. Pentru că am făcut super profi. I-am deșit arpile. Câteodată mă întreb de ce fac chestia asta. Mi-am înghețat mâinile, m-am înghețat picioarele. Am o stare de disconfort continuu. Să punem aici să fie aici. Îmi pare rău. Am confirmat, dau foc cu căcatul iacului. Schimbăm clapoane când ne-am pus invers.